Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Reguli gramaticale ale limbii germane. Și haideți acum să vorbim despre articolul 0, das null article. Când folosim acest null article? Când un substantiv nu primește o definiție mai precisă, folosim articolul 0, das null article. Și haideți să vedem exemplele pentru a înțelege mai bine ce înseamnă a primi o definiție mai precisă versus a nu primi o definiție mai precisă. Să luăm prima propoziție, Herr Schmitz ist Arzt. Herr Schmitz ist Arzt, care înseamnă domnul Schmitz este medic. Deci aici se folosește articolul 0 pentru că nu avem o definiție mai precisă. Să vedem și un al doilea exemplu. Georg ist in Ida verliebt. Din nou, articolul 0. Georg ist in Ida verliebt. Georg este îndrăgostit de Ida. Și să vedem în ce cazuri folosim un articol. Când avem o definiție mai precisă, atunci folosim articolele. Și să vedem o propoziție. Să luăm ultima propoziție. Georg ist in Ida verliebt și să adăugăm o definiție mai precisă. Der schüchterne Georg. Deci avem o definiție mai precisă. Schüchterne, cel timid. Deci adăugăm articolul. Der schüchterne Georg. Ist in die, deci avem articol, hübsche, frumoasa, drăguța, Ida verliebt. Der schüchterne Georg ist in die hübsche Ida verliebt. Georg cel timid este îndrăgostit de frumoasa Ida. Deci în acest caz avem o definiție mai precisă și folosim articolul.